Fraților, astăzi o să vă povestesc despre un monstru. Unul dintre cei mai mari criminali din istorie, ofițer SS, primul și cel mai longeviv comandant al lagărului de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Omul ăsta a testat și a pus în aplicare metode de accelerare a ordinului lui Hitler, cunoscut sub numele de soluția finală, adică exterminarea sistematică a populației evreiești din Europa ocupată de naziști. Sub comanda lui Höss, la Auschwitz a fost introdus pesticidul Zyklon B pentru a fi folosit în camerele de gazare. Höss a coordonat și executat asasinarea prin gazare și gloanțe a 1.100.000 de evrei, 75.000 de polonezi, peste 20.000 de romi, 15.000 de prizonieri de război sovietici și 10.000 de victime de alte naționalități. Între aceștia s-au aflat peste 200.000 de copii, în majoritatea covârșitoare evrei. Aspru, violent, răzbunător și nemilos. Probabil că așa vi-l imaginați pe Rudolf Höss, ofițerul SS care a fost comandantul lagărului de la Auschwitz între 1940-1943. În realitate, Höss n-a fost deloc așa. Se pare că nici măcar nu a lovit personal pe cineva în lagăr. Era calm și liniștit și locuia împreună cu soția sa și copiii într-o casă situată chiar în lagăr, la doar câțiva metri de infamul crematoriu. Marii criminali ai omenirii nu sunt doar cei cu mintea răvășită, alienații sau demenții, ci și persoanele care au un comportament obișnuit, dar care își gândesc și execută crimele calm și rece, cu o pasiune disimulată și care la sfârșitul zilei se refugiază în confortul familiei, în calitate de soț și tată. Așa a fost și Rudolf Höss, tipicul ofițer nazist provenit din clasa de mijloc. Și-a făcut ucenicia în lagărele de concentrare de la Dachau și Sachsenhausen, terminându-și cariera în 1945 ca inspector șef adjunct al sistemului concentraționar nazist. Produs tipic al ideologiei naziste, Höss a fost întruchiparea unei birocrații fanatizate, care a asasinat milioane de oameni cu predilecție evrei în numele unei ideologii sălbatice. Arestat de poliția militară britanică pe 11 martie 1946, lângă Flensburg, în landul Schleswig-Holstein, Höss a fost transferat după câteva interogatorii militarilor americani și dus la Nuremberg, unde a continuat să fie interogat. Pe 25 mai 1946 a fost predat autorităților poloneze la Cracovia, apoi la Varșovia, unde a așteptat desfășurarea procesului, care însă nu a avut loc decât în luna martie a anului următor. În aprilie 1947 a fost condamnat la moarte și executat. Scrierile lui Rudolf Höss din închisoare, cunoscute astăzi în întreaga lume sub titlul Comandant la Auschwitz, autobiografia lui Rudolf Höss, au fost redactate atât în timpul cercetărilor desfășurate asupra sa, sub formă de anexe, cât și după finalizarea acestor cercetări, dar înainte de proces, în ianuarie-februarie 1947, sub forma unei autobiografii. Aceste documente au fost publicate pentru prima oară în 1951 în traducere poloneză. Manuscrisul a fost îngrijit de cunoscutul criminolog polonez, doctorul Stanislav Batwie, care a avut 13 conversații cu Höss pe când acesta se afla într-o închisoare din Cracovia și care de altfel i-a sugerat acestuia să-și scrie autobiografia. O ediție ulterioară în limba poloneză, care conține nu doar autobiografia lui Höss, dar și mai multe documente, inclusiv ultimele scrisori adresate de Höss soției și copiilor săi, a apărut în 1956, cu o introducere și note de Jan Zen. În 1958, autobiografia a fost publicată și în limba germană, cu titlul Comandant in Auschwitz, fiind împărțită în capitole și scurtată. Pentru traducerea primei ediții în limba română a acestor memorii, editura Omnium a folosit textul publicat în limba engleză, care a reprodus integral documentul original în forma scrisă de Höss. E o carte fascinantă, unicat în felul ei și care, după părerea mea, merită citită. Găsiți link în descriere. Nu există metodă mai bună de a înțelege gândurile acestui om. Probabil că cel mai ușor mod de a-l descrie este... banalitatea răului. Rudolf Höss este probabil personificarea a ceea ce Hannah Arendt, una dintre figurile marcante ale gândirii sociopolitice contemporane, numea banalitatea răului, o expresie ce caracteriza natura răului totalitar.
Banalitatea răului înseamnă că, abandonându-și condiția de ființe etic gânditoare, executanții tratează crima în masă ca normalul cotidian, că nu-i mai percep sinistra anormalitate. Oroarea și cruzimea de neînțeles devin la fel de obișnuite ca trezitul dimineața. Un rău radical ajunge să fie săvârșit de oameni foarte obișnuiți, de o stupidă mediocritate. Un astfel de om a fost și Rudolf Höss, un element provenit din clasa de mijloc, cu o inteligență medie, adept al ordinii și disciplinei, cu preocupări și pasiuni ce pot fi caracterizate drept normale pentru epoca respectivă și care, într-un alt context istoric, ar fi putut poate ajunge un funcționar sau birocrat meritoriu, cu ambiții modeste sau cel mult medii. Îl descrie istoricul Otmar Traschke în postfața volumului Comandant la Auschwitz, autobiografia lui Rudolf Höss. Așa cum v-am spus, Höss a locuit împreună cu soția și copiii săi într-o casă situată la doar câțiva metri de crematoriul din lagărul principal de la Auschwitz, unde au fost efectuate unele dintre primele experimente de ucidere cu ajutorul insecticidului otrăvitor Zyklon B. În timpul zilei de lucru, Höss a prezidat uciderea a peste 1 milion de oameni, dar acasă a trăit viața unui tată și soț german din clasa de mijloc. Această normalitate aparentă este cea care îl face pe Höss o figură mai terifiantă decât o brută nebună și ne obligă să încercăm, în măsura în care e posibil, să înțelegem circumstanțele care au făcut posibilă cariera sa criminală. Istoria unor oameni precum Rudolf Höss și a multor colegi SS de-a lui nu este una a unor automate, fără minte, care răspund pur și simplu la comenzile stăpânilor lor. Este în același timp mai complexă și mai tulburătoare, pentru că dezvăluie faptul că una dintre cele mai grave crime din istoria lumii a fost comisă în mare parte nu de către cei atinși de o nebunie evidentă, ci de ființe umane care și-au gândit calm și la rece acțiunile, iar apoi au făcut posibilă uciderea a milioane de oameni. Rudolf Höss rămâne în istoria umanității ca fiind cel mai mare criminal în masă, persoana care a ucis cei mai mulți oameni, iar Auschwitz, locul unde și-au găsit cumplitul sfârșit milioane de copii, femei și bărbați nevinovați, cel mai mare osuar al planetei. Memoriile lui Höss sunt un document literar unic, în care autorul încearcă să se explice în primul rând pe sine însuși, pe Höss lui Höss, și, în mod incidental, să facă lumină și asupra celor mai ascunse resorturi ale unei minți devenite criminale, scrie Josef Tenenbaum, medic și autor al unor lucrări legate de Holocaust și istoria evreilor. De regulă, memoriile unui criminal în masă țin mai degrabă de primele pagini ale presei de scandal sau de resorturile psihiatriei și au mai puțin de a face cu istoria sau cu reflexia istorică. Autobiografia lui Rudolf Höss reprezintă în cea mai mare parte a ei o descriere minuțioasă, în detaliu, a modalității de funcționare a mașinăriei naziste infernale, care a trimis la moarte milioane de oameni, fiind, din acest punct de vedere, o adevărată cronică a răului. Aparent, Rudolf Höss nu a fost un monstru sau un sadic, o persoană care să-și manifeste cruzimea extremă în public, însă a crezut în mod sincer în misiunea care i s-a încredințat și, cu răbdare și metode diabolice, a construit și dirijat un angrenaj de exterminare nemilos, ordinele sale însemnând practic suprimarea fizică, zilnică, a mii de oameni nevinovați, deportați de aproape toate colțurile Europei. Autobiografia lui Rudolf Höss ne relevă încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că procesul de degenerare, pervertire al individului și transformarea sa într-un instrument docil al terorii instituționalizate, dirijate de statul totalitar, precum și degradarea actului politic la nivelul asasinatelor în masă, comise împotriva oponenților reali ori imaginari, nu pot fi considerate drept o descompunere a civilizației, rezultată în urma acțiunii concentrate a unor personalități demonice, ci dimpotrivă, reprezintă o posibilitate extrem de plauzibilă în societatea modernă. E nevoie doar de un context politic favorabil, de fanatism ideologic, respectiv de exercitarea discreționară a puterii față de semeni. Cine era, în realitate, Rudolf Höss? Provenit din clasa de mijloc, având o inteligență medie, adept al ordinii și disciplinei, avea preocupări și pasiuni ce pot fi caracterizate drept normale pentru epoca respectivă. Evoluția și transformarea sa într-unul dintre cei mai mari criminali ai secolului 20 se explică nu numai prin contextul politic rezultat în urma preluării puterii în Germania de către naziști,
respectiv prin îndoctrinarea, violența fizică și teroarea în masă ridicate la rangul de politică de stat de către conducerea celui de-al treilea Reich, ci și prin obediența, servilismul, lașitatea și acceptarea critică a tuturor măsurilor criminale de către majoritatea societății germane și, în primul rând, a funcționarilor din aparatul de stat, poliție, Gestapo, SS, deviza acestuia din urmă fiind mai mult decât sugestivă în această privință. Onoarea mea e loialitatea. Din acest punct de vedere, Rudolf Höss nu a constituit în mod evident o excepție de la regulă. Rudolf Höss s-a născut la 25 noiembrie 1900, în realitate un an mai târziu, în Baden-Baden. Până la vârsta de 6 ani, a locuit la periferia extremă a orașului natal, într-un cartier format din ferme împrăștiate și izolate. Singuratic, lipsit de tovarăși de joacă, a fost silit să caute compania adulților, însă încerca de câte ori putea să scape de supravegherea lor și să exploreze de unul singur. Îi plăceau animalele, mai ales caii, și adesea se furișa în staulele și grajdurile țăranilor. Mama lui încerca din răzputeri să-l dezvețe de dragostea pentru animale, pe care o considera primejdioasă. Singuratic, de fel, era cel mai fericit când se juca sau lucra de unul singur, neobservat. Nu suporta să stea cineva cu ochii pe el. Când avea 6 ani, familia s-a stabilit lângă Mannheim, tot la periferie. La aniversarea de 7 ani a primit în dar un ponei pe care l-a botezat Hans și care avea să-i fie cel mai apropiat camarad în anii copilăriei. Mai târziu, când a ajuns comandant la Auschwitz, martorii au povestit că obișnuia să țină în mână o cravașă, ca și când ar fi fost gata să călărească în orice moment. În primii ani de școală, nu s-a întâmplat nimic ce să merite consemnat, scrie Höss în autobiografie. Susține că a fost un elev silitor, însă performanțele sale școlare, mai degrabă mediocre, contrazic această afirmație. În familie, atmosfera era profund religioasă, iar educația lui Rudolf se baza pe principii militare stricte. Tatăl lui s-a legat cu jurământ că unicul lui fiu avea să fie preot, astfel că viitoarea profesie a băiatului părea stabilită definitiv. În casa părintească, fiecare membru al familiei avea sarcini bine stabilite, iar tatăl se îngrija ca ele să fie îndeplinite cu exactitate și conștiinciozitate, respectând întocmai instrucțiunile și dorințele sale. Höss rememorează un episod în care tatăl său și-a dovedit intransigența. Pentru că uitase pătura de sub șaua calului în grădină, în loc să o agațe în grajd să se usuce, așa cum îi poruncise tatăl său, micul Rudolf a fost scos din pat în puterea nopții și obligat să-și repare atunci, pe loc, greșeala. În acest timp, tatăl îi repeta fără încetare că relele cele mai mari sunt aproape întotdeauna cauzate de greșeli mărunte, aparent nesemnificative. La vremea aceea nu înțelegeam în totalitate ce vrea să spună prin aceste vorbe, dar odată cu trecerea anilor aveam să pricep, în urma unor experiențe nefericite, adevărul spuselor sale, scrie Höss în autobiografie. Rudolf Höss a avut 2 surori cu 4 și 6 ani mai mici decât el, foarte drăgăstoase, însă el s-a ferit din fragedă pruncie de orice manifestare de afecțiune. Mama, mătușile și celelalte rude nu se puteau aștepta din partea micului Rudolf la mai mult decât o strângere de mână și câteva cuvinte de mulțumire. Își respecta părinții și îi privea cu venerație, dar tot el mărturisește că nu a simțit niciodată dragoste pentru ei. Nici pentru cele 2 surori, care îl copleșeau cu iubire, nu a simțit vreodată ceva. Pentru mine au fost mereu 2 străine. Falsa înrolare. La vârsta de 13 ani, credința religioasă este zguduită de un incident în legătură cu școala. Într-o încăierare și-a împins pe scări un coleg care și-a rupt glezna. Speriat de urmări, nu a mărturisit acasă ce s-a întâmplat. În schimb, i s-a confesat preotului. Invitat la cină în familia Höss, acesta l-a dat în vileag pe Rudolf, care a fost pedepsit pentru că a ascuns incidentul. Convingerea că preotul a încălcat secretul confesionalului i-a zdruncinat credința în sanctitatea statutului de preot. S-a simțit trădat și abandonat de Dumnezeu și credința i s-a spulberat. În anul următor, Franz Xaver Höss, tatăl lui Rudolf, a murit pe neașteptate și viața băiatului a luat o turnură cu totul diferită de ceea ce își dorise părintele pentru fiul său. Când a izbucnit primul război mondial, în venele băiatului s-a trezit la viață sângele de soldat. De multe generații, strămoșii din partea tatălui său fuseseră ofițeri, așa că acum și el voia să devină soldat.
ci era hotărât să facă tot ce era necesar ca să nu piardă ocazia de a lua parte la război. În 1916, cu ajutorul unui capitan de cavalerie, a reușit să se înroleze în regimentul 21 Dragoni, în care își făcuse serviciul militar tatăl și bunicul său. După o scurtă perioadă de instrucție, scrie el, am fost trimis pe front fără știrea mamei. Nu aveam să o revăd deoarece a murit în 1917. După 4 săptămâni de instrucție preliminară, a fost trimis împreună cu regimentul în Turcia, apoi pe frontul irachian, unde a participat la lupte și unde a ucis pentru prima oară un om, un soldat. Calmul și sângele rece ale copilului l-au impresionat pe capitanul sub comanda căruia lupta. Numai că afirmațiile lui Rudolf Höss referitoare la înrolarea sa voluntară și participarea la Primul Război Mondial sunt false. În realitate, până la sfârșitul anului 1917, Rudolf Höss nu a părăsit orașul Mannheim. În al doilea rând, în cadrul documentelor referitoare la regimentul 21 Dragoni, păstrate în arhivele din Mannheim, numele lui Rudolf Höss nu e înregistrat. În fine, militarii acestei unități nu au fost implicați în niciun fel de operațiuni militare desfășurate pe fronturile din Turcia, Irak sau Palestina. Afirmațiile false ale lui Rudolf Höss cu privire la participarea la Primul Război Mondial se regăsesc inclusiv în dosarul său personal de ofițer SS, păstrat în Bundesarchiv Berlin, unde pot fi citite. Omul pur și simplu inventează detalii în autobiografie. Höss își continuă fabulațiile și scrie că la sfârșitul războiului devenise un soldat călit și dârz. Era subofițer la 17 ani, cel mai tânăr din armată, decorat cu crucea de fier clasa 1. Se laudă că din primăvara anului 1918 era în fruntea unui pluton independent de cavalerie, unde toți soldații aveau peste 30 de ani, iar el doar 18. La sfârșitul războiului, întors acasă, a ezitat între respectul pentru dorințele părinților și aversiunea resimțită față de profesia care i-o aleseseră. Cum nici mama lui nu mai trăia, tutorele și rudele l-au îndemnat să se înscrie la seminar, să se pregătească pentru profesia ce-i fusese sortită. Află că nu mai are casă și că surorile lui fusese reduse de rude la o școală de maici. Plin de mânie, a plecat în Prusia de Est, unde s-a înscris într-un Freikorps, grupare paramilitară care urma să plece în țările Baltice. În acest fel s-a rezolvat subit problema profesiei mele și am redevenit soldat. Membrii acestui Freikorps, din care făceam eu parte, erau ofițeri și soldați reveniți de pe front și care nu s-au putut reintegra în viața civilă, aventurieri care voiau să vadă cum e să fii soldat, șomeri care nu voiau să stea degeaba și să cerșească și voluntari tineri și entuziaști care s-au grăbit să pună mâna pe arme din patriotism. Cu toții, fără excepție, eram legați de comandantul unității printr-un jurământ personal de credință. Între anii 1918-1921, aceste trupe au fost folosite de guvernul german pentru a înnăbuși grevele muncitorilor sau pentru a ține situația sub control când se iscau probleme la frontiere ori pe teritoriul țării, iar poliția și mai apoi armata nu aveau puterea să rezolve ori din motive politice nu îndrăzneau să se arate la fața locului. Freikorps și organizațiile care le-au urmat aveau propriul sistem de justiție, după vechiul model german al Wehrgericht, tribunal medieval care se reunea și emitea sentințe în secret. Freikorps au fost dizolvate de guvernul german în 1922, iar membrii acestor trupe au migrat spre alte organizații de extremă dreapta. Rudolf Höss aderă la NSDAP, Partidul Muncitoresc Național Socialist German, în același an primind numărul matricol 3240. Crima din pădurea Parchim. La scurt timp, Rudolf Höss a fost implicat în uciderea, în pădurea de la Parchim, a unui fost învățător pe nume Walter Kadow, bănuit că ar fi fost spion comunist infiltrat în organizația Rosbach. După o noapte de beție, Höss și alți câțiva, printre care și Martin Bormann, devenit ulterior șeful cancelariei Partidului Nazist și secretarul particular al lui Hitler, l-au răpit pe Kadow, l-au dus în pădure, l-au bătut sălbatic cu ciomege și crengi și apoi l-au executat cu două gloanțe de revolver.
Rudolf Höss a fost arestat pe 28 iunie 1923, iar pe 15 martie 1924 a fost condamnat la 10 ani de pușcărie pentru această crimă, dar el se considera deținut politic, vinovat de o crimă politică. În închisoare, relatează Höss, se găsea crema infractorilor de profesie din Berlin, de la hoții de buzunare, care operau în mai multe țări, la cunoscuți spărgători de seifuri, gangsteri, cartofori, escroci talentați și bărbați condamnați pentru tot soiul de perversiuni sexuale dezgustătoare. După gratii, se decide să-și schimbe viața, să învețe limbi străine și să se facă agricultor. A fost eliberat pe neașteptate, după ce legea amnistiei, inițiată în principal de ministrul de justiție Erich Koch-Wesser, a fost dezbătută în Reichstag la 15 iunie 1928 și promulgată la 14 iulie 1928. Prin această lege, pedeapsa lui Rudolf Höss a fost redusă la jumătate, respectiv de la 10 la 5 ani de închisoare, astfel că la 16 iulie 1928, procurorul general al Reichului a solicitat eliberarea imediată a lui Rudolf Höss pentru a se evita deținerea sa suplimentară. Ca urmare, în ziua următoare, el a fost pus în libertate, primind suma de 122,21 Reichsmark pentru munca prestată în detenție, precum și suma de 5,17 Reichsmark predată în momentul încarcerării sale. A locuit scurtă vreme la Berlin, la niște prieteni, timp în care familii și prietenii interesați de bunăstarea lui i-au propus tot soiul de planuri pentru a-l îndepărta de Germania, în timp ce vechii lui camarazi insistau ca el să ocupe o funcție de frunte în organizația de luptă a NSDAP. Potrivit documentelor păstrate în dosarul său de membru NSDAP, Rudolf Höss a aderat inițial la organizație în 1922. În urma puciului, eșuat din 9 noiembrie 1923, NSDAP a fost scos în afara legii, fiind reînființat abia în 1925. Dat fiind faptul că la acea dată Rudolf Höss era întemnițat, el nu a fost în măsură să înainteze o cerere de reprimire în partid înainte ca liderii NSDAP să decidă interdicția primirii de noi membri. Astfel că solicitările sale, înaintate conducerii după 1935, în vederea recunoașterii apartenenței sale la NSDAP din 1922, au fost respinse. Prin urmare, Rudolf Höss a fost înregistrat oficial în calitate de membru abia din anul 1937, membru numărul 5.357.166 din 1 mai 1937. Membru SS. Höss era însă decis să-și urmeze planul gândit în închisoare. În timpul lungilor ani de singurătate în celulă, ajunsesem la această concluzie. Nu exista pentru mine decât un singur țel pentru care să merite să muncesc și să lupt, și anume o fermă condusă chiar de mine, unde să trăiesc cu o familie numeroasă și sănătoasă. Acesta avea să fie conținutul și scopul vieții mele. Atunci ia legătura cu Arta Mannen, o asociație radicală din cadrul mișcării de tineret germane, înființată la München în 1926, cu caracter naționalist agrar, ce promova o ideologie agrar-romantică, pe nume Blut und Böden, sânge și pământ. Tot Arta Mannen propaga serviciul voluntar al tinerilor în agricultură, îndeosebi în provinciile din estul Germaniei. S-a alăturat acestei comunități, cum o numea el, și acolo a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Hedwig Hensel. Avea aceleași idealuri ca și mine și ajunsese împreună cu fratele ei în Arta Mannen. De la bun început ne-a fost limpede că ne potriveam de minune. Înțelegerea și încrederea noastră reciproce erau de așa natură încât părea că trăiserăm alături toată viața. Ne completam în toate privințele și aveam aceeași viziune asupra vieții. O găsisem pe femeia după care tânjisem în monotonia anilor de singurătate. Această armonie a rămas între noi de lungul întregii căsnicii, netulburată de accidentele vieții de zi cu zi, la bine și la rău, neafectată de lumea din exterior. O descrie Höss pe femeia cu care s-a căsătorit pe la sfârșitul verii anului 1929 și cu care a avut 5 copii, 2 băieți și 3 fete. În următorii câțiva ani, Höss a trăit retras, dar fără să fi rupt complet relațiile cu NSDAP, partidul naziștilor care câștiga în popularitate.
La alegerile din 1930, din cauza problemelor economice din Germania, susținerea naziștilor în rândul cetățenilor crescuse considerabil. Partidul Național Socialist devenise al doilea partid ca mărime din Reichstag, iar peste 2 ani, naziștii au primit 14 milioane de voturi, 37,3%, ceea ce a stabilit NSDAP ca fiind cea mai mare facțiune parlamentară din Reichstagul german. În ianuarie 1933, președintele Germaniei Paul von Hindenburg l-a numit cancelar, adică prim-ministru al Germaniei, pe șeful partidului nazist, Adolf Hitler. După decesul lui Hindenburg, Hitler a accelerat instaurarea regimului totalitar nazist în Germania. În acest context, în iunie 1934, la chemarea lui Himmler, Höss s-a alăturat trupelor active SS. La Dachau. Conform dosarului său, Höss s-a înrolat în SS în calitate de candidat Anwärter pe 20 septembrie 1933. Pe 1 aprilie 1934 a fost acceptat ca SS-man, iar pe 20 aprilie a fost promovat la rangul de SS-Sturmmann, adică de fruntaș. În declarația pe care a semnat-o în arestul britanicilor, pe 14 martie 1946, și-a descris cariera dintre plecarea din închisoare și postul ocupat în lagărul Dachau, după cum urmează: 1929-1934, angajat al mai multor organizații agricole din Brandenburg și Pomerania. Heinrich Himmler era de asemenea membru al Ligii Artamanen, Grauführer, lider de regiune Bavaria. În 1933, pe moșia Salentin din Pomerania, am format o unitate de cavalerie SS. Ca fost subofițer de cavalerie, mi s-a cerut acest lucru din partea partidului și a proprietarilor moșiei. Când inspecta trupele la Stettin, Himmler m-a remarcat. Ne cunoșteam deja din Liga Artamanen și m-a îndemnat să mă transfer în administrația unui lagăr de concentrare. Așa am ajuns la Dachau în noiembrie 1934. Era primul lagăr de concentrare nazist înființat în Germania și funcționa pe terenul unei fabrici de muniții abandonate de lângă orașul Dachau, la aproximativ 16 km nord-vest de München, în landul Bavaria. Lagărul de concentrare și-a început activitatea la 22 martie 1933 la ordinele lui Heinrich Himmler, comandantul suprem al SS-ului, care l-a descris oficial ca fiind primul lagăr de concentrare pentru deținuți politic. Organizația SS, condusă de Himmler, a preluat controlul deplin asupra poliției și lagărelor de concentrare de pe întreg teritoriul Germaniei în anii 1934-1935. Himmler a extins apoi rolul lagărelor, dispunând internarea acolo a așa numitelor elemente rasiale nedorite, cum ar fi evrei, romi, sârbi și polonezi, dar și a persoanelor cu handicap și criminalilor, utilizate pentru deținerea și torturarea opozanților politici și a sindicaliștilor. Lagărele au avut inițial o capacitate de cazare de aproximativ 45.000 de prizonieri. Comandant al lagărului de concentrare nazist Dachau era atunci Theodor Eicke, ofițer SS, unul dintre responsabilii de organizarea lagărelor de concentrare de pe teritoriul Germaniei din perioada celui de-al treilea Reich. Höss relatează cum a asistat pentru prima dată la biciuirea unui deținut. Erau, de fapt, doi prizonieri care furaseră țigări de la popotă, iar pentru fapta lor fuseseră condamnați la câte 25 de lovituri de pedeapsă cu biciul. Scena i-a provocat lui Höss fiori fierbinți și reci, iar întreg evenimentul l-a cutremurat. Însă scrie el în continuare: mai târziu, la începutul războiului, am asistat la prima execuție, care nu m-a afectat nici pe departe atât de mult ca această pedeapsă corporală la care am fost martor. Pe 1 martie 1935, Rudolf Höss a fost numit Blockführer, șef de bloc la Dachau, fiind promovat la grad de SS-Scharfführer, sergent, pe 1 aprilie și SS-Oberscharfführer, plutonier, pe 1 iulie 1935, apoi SS-Hauptscharfführer, sergent major, pe 1 martie 1936. Între 1 aprilie 1936 și septembrie al acelui aș an a fost Raportführer la Dachau.
În iunie 1936, Himmler și Bormann au vizitat lagărul, iar Höss a fost recomandat special pentru a fi promovat de către comandantul Hans Löritz și de către predecesorul acestuia, Eicke. Himmler și Bormann, fiind la curent cu serviciile sale din trecut, l-au promovat pe Höss la gradul de SS-Untersturmführer, sublocotenent, pe 13 septembrie 1936, devenind astfel ofițer SS. Din septembrie 1936 până în mai 1938, când a fost transferat la lagărul de concentrare Sachsenhausen, a fost Effektenverwalter, adică ofițerul responsabil de gestionarea depozitelor și a bunurilor deținuților la Dachau. Cei 3 ani și jumătate pe care i-a petrecut la Dachau au jucat un rol esențial în modelarea lui Höss. Mai presus de orice, Höss a învățat acolo filozofia esențială a SS-ului, expusă de Eicke curând după ce Höss a ajuns la Dachau, potrivit căreia orice manifestare de compătimire ar fi fost considerată de către dușmanii statului drept slăbiciune, pe care ar fi exploatat-o imediat. Mai mult, era nedemn de un soldat SS să simtă milă față de dușmanii statului. Nu era loc pentru cei slabi între soldații săi, iar dacă exista cineva care avea astfel de sentimente, nu avea decât să se retragă la mănăstire, cât de repede putea. Nu îi erau de folos decât cei dârgi și hotărâți. Nu degeaba purtau insigna cu cap de mort și umblau cu arma mereu încărcată. Erau singurii soldați care, până și pe timp de pace, erau confruntați cu dușmanul zi și noapte, dușmanul de dincolo de sârma ghimpată. Relatează Höss discursul lung și mobilizator al lui Eicke, pe care acesta l-a ținut imediat după degradarea a 4 membri SS vinovați de a fi făcut speculă la măcelărie împreună cu unii dintre deținuți. Höss scrie că tot Eicke era cel care se străduia ca soldații săi, fiind instruiți și primind ordine cu privire la înclinațiile criminale primejdioase ale deținuților, să devină rău intenționați de la bun început față de aceștia. Trebuiau să îi brutalizeze și să își înnăbușe orice urmă de milă față de ei. Astfel a reușit să sădească în niște oameni simpli o ură și o antipatie față de deținuți pe care cineva din afară cu greu le-ar putea imagina. Această influență s-a răspândit în toate celelalte lagăre, a afectat toți soldații și ofițerii SS care și-au făcut serviciul acolo și a continuat mulți ani după ce Eicke a renunțat la postul de inspector. Torturarea și maltratarea deținuților din lagăre poate fi explicată în totalitate prin această îndoctrinare a urii. În acest punct al autobiografiei sale, Höss încearcă să se justifice, deși nu arată niciun regret. Mă înrolasem voluntar în serviciul activ SS și ajunsesem să țin la uniforma neagră, astfel încât nu puteam renunța la ea în acest fel. Să recunosc că nu am tăria de a duce până la capăt o sarcină primită ca membru SS ar fi însemnat să fiu fără îndoială dat afară sau cel puțin exclus pe loc și nu puteam să accept așa ceva. Fiind de multă vreme național-socialist convins, recunoșteam necesitatea lagărelor de concentrare. Adevărații adversari ai statului trebuiau închiși sub pază, iar antisocialii și infractorii de profesie, care nu puteau fi trimiși la închisoare după legile vremii, trebuiau și ei privați de libertate pentru a-i păzi pe ceilalți de ticăloșiile lor. Eram încredințat și că această sarcină nu poate fi executată decât de SS, în calitatea lor de străjeri ai noului stat. Odată cu începerea războiului, rolul SS a devenit mai important. Führerul l-a cerut trupelor SS să protejeze patria împotriva tuturor intrigilor ostile, iar pentru asta soldații din formațiunile de rezervă din lagăre au fost îndemnați să dea dovadă de o asprime inflexibilă față de deținuți. SS-ul trebuia acum să demonstreze că pregătirea intensivă de care beneficiase pe timp de pace era justificată, scrie Höss. Totodată, un soldat SS trebuia să fie în stare să-și nimicească până și apropiații dacă aceștia comiteau un act ce amenința statul sau idealurile lui Adolf Hitler. Un singur lucru contează. Ordinele. Höss scrie că la începutul războiului, deținuții din lagărele de concentrare, care erau considerați demni de a purta arme, au fost examinați de ofițerii de recrutare din diversele subdistricte. Numele celor considerați apți pentru serviciu militar erau trimise Gestapo-ului sau Poliției de Investigații Criminale, ai căror reprezentanți decideau dacă indivizii respectivi pot fi eliberați în vederea înrolării sau trebuie să rămână în detenție.
La Sachsenhausen erau închiși numeroși martori ai lui Iehova. Mulți dintre ei au refuzat să se înroleze în armată și, din acest motiv, Reichsführerul SS i-a condamnat la moarte. Au fost împușcați în prezența tuturor deținuților lagărului, adunați special în acest scop. Ceilalți martori ai lui Iehova au fost obligați să stea în rândul din față ca să urmărească execuția, își amintea Hoss, adăugând: Himmler, ca și Eichke, s-a folosit de multe ori de crezul fanatic al martorilor lui Iehova ca exemplu. Soldații SS trebuiau să aibă aceeași credință fanatică și nestrămutată în idealul național-socialist și în Adolf Hitler, pe care o aveau martorii în Iehova. Numai când toți membrii SS vor crede la fel de fanatic în filozofia lor, statul lui Adolf Hitler va fi cu totul ferit de primejdii. În lagăre au ajuns, în timpul Jocurilor Olimpice din 1936, desfășurate la Berlin, adunați de pe străzi, cerșetorii și vagabonzii, dar și prostituatele și homosexualii din orașe și din stațiuni. De altfel, regimul nazist a dus o campanie dură împotriva homosexualității și a persecutat homosexualii, zeci de mii dintre ei fiind arestați și judecați în temeiul paragrafului 175 din Codul Penal German, care interzicea relațiile sexuale între bărbați. În perioada nazistă, între 5.000 și 15.000 de bărbați au fost închiși în lagăre de concentrare, unde urmau să fie învățați să muncească în folosul comunității. Aici, Höss amintește de un caz extraordinar. Povestea prințului român ajuns la Dachau. Ar fi fost vorba despre un prinț român care locuia cu mama sa la München, deși persoana descrisă în text nu a putut fi identificată de istorici. Höss scrie că acest prinț român, care ajunsese la Dachau, devenise notoriu din cauza comportamentului său nenatural. Poliția credea că desfrâul în exces îl scârbise de femei și că încercase homosexualitatea din plictiseală, în căutarea unei plăceri inedite. Reichsführerul SS era de părere că munca grea și disciplina din lagărul de concentrare îl vor vindeca în scurtă vreme. Toată suprafața corpului, de la gât până la încheieturile mâinilor și la glezne, îi era tatuată cu imagini obscene. Când această colecție sexuală a fost fotografiată de poliție, căci toate tatuajele trebuiau înregistrate pentru dosarul întocmit de Poliția de Investigații Criminale, s-a excitat, mai ales când era atins. L-am dus la medic. Nici nu a început bine acesta să-i pună întrebări despre starea sa, că s-a excitat din nou. A mărturisit că din fragedă tinerețe suferise de impulsuri sexuale foarte puternice, pe care nu a reușit niciodată să și le satisfacă pe deplin. Căuta mereu noi căi de satisfacere a acestor impulsuri. Medicul a întocmit un raport pentru Reichsführerul SS cu concluzia că deținutul ar trebui dus la azil și nu în lagărul de concentrare. Orice încercare de a-l vindeca prin muncă ar fi eșuat din start. Raportul a fost trimis, iar în așteptarea răspunsului, nou venitul a fost pus la muncă, după ordine. I s-a spus să care nisip cu roaba, abia dacă putea ridica lopata. A căzut în timp ce împingea roaba goală. Am ordonat să fie dus înapoi în cameră și l-am informat pe comandant. Comandantul a dorit să vadă cu ochii săi a doua zi ce face deținutul. Omul trebuia pus la muncă, deoarece așa ordonase Reichsführerul SS. A doua zi se clătina atât de tare încât abia a putut să ajungă la groapa cu nisip, deși nu era departe, nici nu se putea pune problema să lucreze. A fost dus înapoi în cameră și culcat în pat. Nici așa nu era bine, deoarece se masturba fără încetare. Au încercat să îi lege mâinile, dar nu a avut efect decât scurt timp. I s-au dat sedative și împachetări reci. Degeaba! A fost pus sub arest în așteptarea deciziei Reichsführerului SS. După alte două zile, era mort. A murit în timp ce se masturba. Petrecuse în total 5 săptămâni în lagăr. Evadări la Sachsenhausen. La Sachsenhausen, unde Höss a fost transferat la 1 august 1938 ca adjutant al comandantului lagărului, evadările erau ceva rarisim. Însă disperarea îi împingea pe deținuți să încerce imposibilul. Santinelele erau mereu în stare de alertă, iar evadatul, dacă își găsea vreo ascunzătoare pe undeva, era de cele mai multe ori găsit. Când era recapturat un evadat, el era plimbat prin fața deținuților cu o placă mare pe piept pe care scria: M-am întors.
În plus, era obligat să bată o tobă mare care este agățat de gât. După această paradă, primea 25 de lovituri de bici și era transferat la compania penală, în vreme ce soldatul SS care îl găsea sau îl captura era citat prin ordin de zi și se acorda o permisie specială. Höss descrie câteva evadări pe care le mai numește mai neobișnuite. 7 infractori de profesie, toți tineri în putere, au reușit să sape un tunel sub sârma ghimpată de lângă baraca lor și într-o noapte au fugit în pădure. Pământul pe care l-au scos din tunel l-au pus sub baraca înălțată pe piloni. Intrarea în tunel se găsea sub un pat. Munciseră mai multe nopți la săpat, fără să mai fie văzuți de ceilalți deținuți. O săptămână mai târziu, unul dintre evadați a fost recunoscut de un Blockführer pe o stradă din Berlin și arestat. La interogatoriu a mărturisit unde sunt ascunși tovarășii săi și ca rezultat au fost cu toții capturați. O altă evadare descrisă în autobiografie este cea a unui homosexual care a reușit să evadeze din cariera de lut. În pofida faptului că aceasta se afla în teren deschis, era înconjurată de sârmă ghimpată și era bine păzită. Nu s-a putut deduce cum evadase. După doar 10 zile, timp în care a fost căutat fără rezultat prin pădurile din împrejurimi, a fost prins de niște pescari și predat autorităților. Dus înapoi în lagăr, a fost obligat să își descrie evadarea. Își pregătise fuga de săptămâni întregi și se gândise cu grijă la toate alternativele. Singura fezabilă era trenul care transporta lutul. S-a pus din greu pe muncit și sârguința sa a fost remarcată. I s-a dat sarcina de a da cu vaselină vagoanele și de a întreține șinele. Zile în șir a observat cum se controlează trenurile care ies. Fiecare vagon era verificat de sus până jos. Era examinată și locomotiva diesel, dar a observat că nimeni nu se uită de desubt, deoarece apărătorile ajungeau aproape până la șine. În același timp, a remarcat și că apărătoarea din spate se desprinsese aproape de tot. Într-o zi, când s-a oprit trenul la punctul de control, înainte de plecare, s-a strecurat rapid sub locomotivă și, agățat între cele două roți, s-a lăsat dus cu ea. La prima curbă ascuțită, unde trenul reducea viteza, s-a lăsat să cadă între șine. Trenul a trecut pe deasupra lui, apoi a dispărut în pădure. Când a ajuns la canalul de navigație Berlin-Stettin, a văzut că podul e deja păzit. S-a ascuns într-o scorbură și când s-a lăsat în tunericul, a trecut canalul în not. A furat niște haine de civil din coliba unui muncitor de lângă o carieră de nisip, se hrănea cu fructe de pădure și mulgea vacile pe care le găsea la păscut în poieni. Așa a reușit să ajungă la Marea Baltică, prin Mecklenburg. Nu i-a fost greu să fure o barcă cu pânze într-un sat de pescari și apoi a pornit cu ea spre Danemarca. Cu puțin timp înainte de a trece în apele teritoriale daneze, s-a întâlnit cu un grup de pescari care au recunoscut barca. L-au bănuit pe dată că e fugar, l-au reținut și l-au predat autorităților de la Warnemünde. Cea de-a treia evadare descrisă de Höss este a unui decorator de la Berlin, deținut care lucra în casele ocupate de SS în interiorul zonei încercuite de posturile de pază. Se încurcase cu servitoarea unui doctor și, odată, când doctorul și soția erau plecați, fata a lăsat o fereastră deschisă în pivniță, prin care el s-a urcat. A scos o scândură dintr-un perete de la ultimul etaj, de unde se vedeau majoritatea posturilor de pază și tabăra SS. Și-a pregătit provizii și un pistol în caz de ceva. Când s-a dat alarma, s-a strecurat în ascunzătoare. A tras o mobilă grea în locul de unde scosese scândura și a așteptat. Casa a fost percheziționată chiar de Höss, care nu a văzut însă nimic ieșit din comun, deși a intrat până și în camera unde deținutul stătea ghemuit după perete. În a cincea zi de la evadare, decoratorul a luat trenul spre Berlin. Își alesese fără jenă îmbrăcăminte din dulapul doctorului și se servise după plac din cămară și din pivniță, după cum dovedeau numeroasele sticle goale de vin și de alte băuturi. A umplut 2 valize mari cu argintărie, haine, aparate de fotografiat și alte obiecte de preț. A avut timp să aleagă pendelete. A fost arestat peste câteva zile într-o cârciumă mizerabilă, unde s-a întâmplat să-l prindă o patrulă de poliție în timp ce încerca să preschimbe în bani conținutul valizei. Se înțelesese să se întâlnească și cu servitoarea, care a fost trimisă la Ravensbrück. Comandant la Auschwitz. Când a devenit urgentă chestiunea construirii unui nou lagăr, oficialii SS au căutat un teren potrivit și l-au găsit în februarie 1940 în sudul Poloniei, o parte a țării anexată de Germania la începutul celui de-al doilea război mondial, la 50 de kilometri sud de orașul Cracovia, pe locul unei cazărmi militare dezafectate.
Locul a fost considerat ideal, pentru că era relativ izolat, nu era departe de Germania, dar mai cu seamă era un nod feroviar foarte dezvoltat, având 44 de linii paralele, ceea ce facilita transportul unui număr mare de prizonieri din întreaga Europa. Bărăcile militare se aflau în apropierea orașului industrial Oświęcim, denumirea în poloneză, pe care întreaga lume o cunoaște acum după denumirea sa în germană, Auschwitz. La recomandarea lui Himmler, Höss a fost trimis acolo pentru a supraveghea lucrările de transformare a vechii cazărmi în cel mai mare lagăr de exterminare nazist, locul emblematic de implementare a soluției finale, un element major în punerea în practică a Holocaustului. Se estimează că cel puțin 1,1 milioane de persoane au fost omorâte acolo, din care peste 90% au fost evrei. Astfel, odată cu numirea sa în calitate de comandant al lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz, la 1 mai 1940, apogeul carierei sale de ofițer SS și criminal de război avea să fie atins. Nu anticipasem niciodată că voi fi numit comandant atât de curând. Nu mă aștepta o sarcină ușoară. În cel mai scurt timp posibil trebuia să construiesc un lagăr de tranzit pentru 10.000 de deținuți, pornind de la complexul existent de clădiri, care, deși bine construite, fuseseră neglijate complet. Potrivit dosarului său de ofițer SS, numirea oficială a lui Rudolf Höss în calitate de comandant al lagărului de concentrare și exterminare Auschwitz a fost făcută la data de 1 noiembrie 1940. Sub coordonarea sa de expert, Auschwitz a devenit un lagăr model în privința implementării soluției finale. Höss a supravegheat atent transformarea complexului de clădiri de la Auschwitz în lagăr de concentrare și, după cum notează în autobiografie, în noua sa misiune, a fost nemulțumit și de subordonați și de oficiali. Intendentul era un cretin și am fost silit să iau asupra mea sarcinile lui. Iar la Berlin se certau încă cine răspunde de construcția lagărului de la Auschwitz, deoarece se stabilise că întregul proiect e problema armatei și fusese predat în grija SS doar pe durata războiului. La sfârșitul lui noiembrie 1940 a fost trimis primul raport către Reichsführerul SS și a început lărgirea suprafeței lagărului conform ordinelor. Era vorba de o suprafață de 40 de kilometri pătrați care includea 3 sate poloneze, inclusiv Birkenau. La începutul lui martie 1941, Himmler a vizitat Auschwitz-ul și a fost impresionat de felul în care progresau lucrările. După voința Reichsführerului SS, scrie Höss, lagărele serveau în primul rând în scop militar, mai precis în producția de muniție. Cât mai mulți deținuți posibil trebuiau convertiți în muncitori care să producă armament. Intenția Reichsführerului era ca Auschwitz să devină o imensă închisoare, fabrică de armament. Ceea ce a spus în timpul vizitei din martie 1941 arăta limpede acest lucru. Lagărul cu 100.000 de prizonieri de război, lărgirea vechiului lagăr în care se încapă 30.000 de deținuți, alegerea a 10.000 de deținuți care să lucreze în fabrica de cauciuc sintetic, toate acestea demonstrau clar intenția sa, dar cifrele imaginate erau ceva cu totul nou în istoria lagărelor de concentrare. La vremea respectivă, un lagăr cu 10.000 de deținuți era ceva imens. Höss vorbește cu detașare despre condițiile din lagăr. Trăiau mereu cu groaza zilei de mâine. Puteau în orice moment pieri prăpuși de o epidemie împotriva căreia condiția lor fizică slăbită nu putea opune rezistență. Puteau fi împușcați sau spânzurați ca ostatici. Puteau fi, de asemenea, aduși pe nepusă masă în fața curții marțiale în legătură cu implicarea lor în vreo mișcare de rezistență și condamnați la moarte. Puteau fi împușcați în timpul unor represalii. Puteau suferi un accident fatal la muncă, provocat de cineva care avea ciudă pe ei. Puteau muri din pricina maltratării. Și existau multe alte fatalități care le atârnau deasupra capului. Chestiunea esențială era dacă pot supraviețui din punct de vedere fizic, date fiind regimul alimentar din ce în ce mai precar, aglomerația din barăci, condițiile de igienă care se deteriorau pe zi ce trecea și munca grea, ce trebuia efectuată zilnic, indiferent de vreme. El amintește și de încercările de evadare ale unora dintre deținuți și notează că aceste planuri de evadare duceau întotdeauna la represalii, la arestul familiei sau rudelor și la lichidarea altor zeci sau mai mulți tovarăși de suferință.
Chiar Rudolf Höss a ordonat cu o ocazie arestul părinților unui deținut evadat de la Auschwitz. În jurul gâtului le-au fost atârnate pancarte pe care scria că vor rămâne în lagăr până când va fi readus fiul lor. Au fost ordonate și alte represalii și mai crunte în cazul altor evadări. De pildă, au fost arestați la întâmplare mai mulți deținuți, au fost încuiați în carceră și lăsați să moară de foame. Până la începutul anului 1942, notează el, cel mai mare grup de prizonieri era format din polonezi. Următorul mare contingent era format din prizonierii de război ruși, care erau puși să construiască lagărul de la Birkenau, destinat prizonierilor de război. Aceștia proveneau din lagărul militar de prizonieri de război de la Lambsdorff, din Silezia Superioară, și erau într-o stare de sănătate foarte precară. În timpul marșului, nu li se dăduse aproape deloc mâncare, iar când opreau, erau pur și simplu scoși la păscut, pe cel mai apropiat câmp, unde li se spunea să mănânce ce găsesc. Într-adevăr, la începutul lui octombrie 1941 au fost mutați aproximativ 10.000 de prizonieri de război ruși de la Lambsdorff, Stalag 8B, la Auschwitz. Inițial, au fost cazați în 9 blocuri, clădiri de piatră și barăci, la Auschwitz 1, separate cu sârmă ghimpată de restul lagărului. În februarie 1942, majoritatea prizonierilor de război ruși au murit de tifos, malnutriție și diverse alte boli. Au rămas în viață aproximativ 1500, care au fost mutați în noul lagăr construit la Birkenau, Auschwitz 2. Höss relatează cu un cinism înspăimântător o scenă la care fusese martor pe drumul dintre Auschwitz și Birkenau. Am văzut odată o coloană de câteva sute de ruși care s-au năpustit brusc spre niște mormane de cartofi pe care le-au zărit dincolo de calea ferată. Soldații au fost luați prin surprindere și nu s-au putut împotrivi. Din fericire, eram de față și am reușit să restabilesc ordinea. Rușii se aruncaseră pe grămezile de cartofi și nu puteau fi îndepărtați. Unii dintre ei au murit călcați în picioare, în timp ce mestecau cu mâinile pline de cartofi. Copleșiți de cel mai josnic instinct de supraviețuire, nu le mai păsa unul de celălalt și în egoismul lor nu se mai gândeau decât la sine. El notează indiferent că nici cazurile de canibalism nu erau rare la Birkenau. Eu însumi am găsit cadavrul unui rus lăsat printre niște mormane de cărămizi care fusese spintecat pentru a-i se scoate ficatul. Se băteau până la moarte pe mâncare. Odată, când treceam pe lângă tabără, am văzut un rus care îi dădea altuia în cap cu o țiglă ca să-i smulgă o bucată de pâine pe care acesta o mesteca în secret în spatele unei grămezi de bolovani. Höss amintește că dintre cei peste 10.000 de prizonieri de război ruși, care trebuiau să reprezinte forța de muncă principală pentru construirea lagărului destinat prizonierilor de război de la Birkenau, nu mai rămăseseră în viață în primăvara anului 1942 decât câteva sute. În vara anului 1942, scria el, a avut loc o evadare în masă în rândul rușilor rămași. O mare parte dintre ei au fost împușcați, dar mulți au reușit să scape. Cu adevărat, istoria consemnează că la 1 august 1942, adică după fuga în masă la care face referire Höss, doar 163 de prizonieri de război ruși mai erau înregistrați la Auschwitz. Dintre aceștia, doar 96 au supraviețuit până la sfârșit. Al doilea contingent, mai numeros, era format din romi. Höss scria că în 1937 și 1938 au fost strânși toți țiganii nomazi în niște zone speciale din vecinătatea marilor orașe pentru a putea fi mai ușor supravegheați. În 1942 însă s-a dat ordin ca toți indivizii de pe teritoriul german, care par a fi țigani, să fie transportați la Auschwitz, indiferent de sex sau vârstă. Luci Adelsberger, în lucrarea Auschwitz ein Tatsachenbericht, Berlin 1956, estimează că în primăvara anului 1943 erau aproximativ 16.000 de romi în lagărul de la Birkenau. Ea afirmă de asemenea că aglomerația era cumplită. 800, 1.000 sau mai multe persoane într-un bloc era la ordinea zilei. Barăcile, trebuia amintit, erau proiectate pentru 300 de persoane. În iulie 1942, Himmler a vizitat lagărul, iar Höss i-a arătat secțiunea țiganilor. A inspectat în amănunt totul. A remarcat barăcile supraaglomerate, igiena precară, spitalul supra-solicitat. I-a văzut pe cei care suferau de boli contagioase și pe copiii afectați de noma, o tumoare canceroasă, de obicei fatală, ce apare în special pe față, în urma subnutriției și debilității fizice. A văzut tot, în amănunt, așa cum era în realitate, și mi-a ordonat să îi lichidez, scrie Höss. În august 1944, rămăseseră 4.000 de țigani care au fost duși în camerele de gazare, notează el. Din 1942, evreii devin cea mai numeroasă categorie de deținuți de la Auschwitz.
Höss susține că au existat dintotdeauna evrei în lagărele de concentrare și spune că el știa încă de la Dachau. Ca național socialist fanatic, eram ferm convins că idealurile noastre vor fi în timp acceptate și vor domina în întreaga lume, adaptate desigur caracteristicilor fiecărei națiuni. Supremația evreilor va fi astfel abolită. Antisemitismul nu era ceva nou, existase dintotdeauna în întreaga lume, dar nu a ajuns în centrul atenției decât când a devenit prea evidentă setea de putere a evreilor și când manipulările lor, ticăloase, au devenit prea grosolane ca publicul larg să le mai înghită. Cinismul și incapacitatea lui Höss de a vedea adevărul sunt incredibile. Mulți evrei, pentru a scăpa de alte pedepse, se aruncau în sârma ghimpată sau încercau să fugă sperând să fie împușcați, ori se spânzurau. Sau, susțin cu fermitate, pe baza a ceea ce am văzut, că mortalitatea ridicată în rândul evreilor se datorează nu numai muncii grele, cu care majoritatea nu erau obișnuiți, sau subnutriției, aglomerației din barăci și celorlalte dificultăți ale vieții din lagăr, ci, în principal și decisiv, stărilor sufletești. Cel mai mare centru de exterminare umană din toate timpurile. Nu e clar când anume a decis Hitler să-i ucidă pe evreii din Europa. Decizia a fost luată probabil cândva în 1941, odată cu invazia Uniunii Sovietice. Höss amintește că ordinul de exterminare din 1941, conform căruia trebuiau distruși toți evreii, fără excepție, a fost modificat de Reichsführerul SS, Heinrich Himmler, care a ordonat în schimb ca cei apți de muncă să fie separați de ceilalți și angajați în industria de armament. Iar atunci, Auschwitz-ul s-a umplut de evrei, a devenit un loc de colectare a evreilor, depășind în amploare tot ce se știa până atunci. Prin decizia lui Himmler, Auschwitz a devenit cel mai mare centru de exterminare umană din toate timpurile. Când în vara anului 1941 mi-a dat chiar el personal ordinul să pregătesc la Auschwitz instalații, unde se pot efectua exterminări în masă și să mă ocup personal de acestea, nu aveam nici cea mai mică idee de magnitudinea sau de consecințele lor. La 20 ianuarie 1942 a avut loc o întâlnire secretă cunoscută sub numele de Conferința de la Wannsee. Principalii oficiali civili și de poliție au discutat atunci despre continuarea punerii în aplicare a soluției finale. Liderii naziști preconizau uciderea a 11 milioane de evrei ca parte a soluției finale. Îndoctrinarea lui Höss este absolută. Dacă Führerul însuși dăduse ordinul pentru soluția finală a problemei evreiești, atunci, ca național socialist veteran și cu atât mai mult ca ofițer SS, nici nu se punea problema să îi discutăm meritele. Führerul ordonă. Noi executăm. Nu a fost niciodată o frază goală sau un slogan. Era de o seriozitate cruntă. Înainte să înceapă exterminarea în masă a evreilor, scrie el, între 1941 și 1942, au fost lichidați politrucii și comisarii politici din aproape toate lagărele de concentrare. Experimentul Zyklon B. Descrie în amănunt, cu precizie, dar cu o înspăimântătoare lipsă de sentimente, cum a fost experimentată metoda uciderii prin gazare. Când eram odată plecat în interes de serviciu, locțiitorul meu, Schutzhaftlagerführer Fritz, a experimentat pentru prima oară uciderea prin gazare. S-a folosit de o soluție de acid prusic numit Zyklon B, folosită în lagăr ca insecticid și din care aveam mereu cantități suficiente. La întoarcere, Fritz mi-a raportat ce făcuse, iar gazul a fost folosit și în cazul următorului transport. Gazarea avea loc în celulele de detenție din blocul 11. Protejat de masca de gaze, am urmărit și eu procedeul. În celulele înghesuite, moartea survenea îndată ce se arunca înăuntru Zyklon B. Un țipăt scurt, aproape înnăbușit, și totul se sfârșea. Și continuă. Îmi amintesc mai bine gazarea a 900 de ruși, care a avut loc curând după aceea în vechiul crematoriu. În timp ce prizonierii erau coborâți din tren, în tavanul de beton al crematoriului s-au făcut găuri. Rușilor li s-a ordonat să se dezbrace în anticameră. Apoi au intrat liniștiți în crematoriu, deoarece li s-a spus că urmează să fie despăducheați. Întregul transport a încăput în crematoriul la limită. Apoi au fost sigilate ușile, iar gazul a fost eliminat prin găurile din tavan. Nu știu cât a durat această execuție, la început s-a auzit un murmur. Când s-a aruncat gazul, câțiva au strigat gaz, apoi au urmat niște urlete cumplite când prizonierii au încercat să doboare ușile și să scape, dar ambele uși au rezistat asaltului. Au fost deschise după câteva ore pentru aerisire. Höss nu are nicio remușcare.
nu simte nicio vină. Uciderea acestor prizonieri de război ruși nu m-a tulburat prea mult la vremea respectivă. Ordinul se dăduse, iar eu trebuia să-l execut. Trebuie să recunosc chiar că m-am simțit ușurat, deoarece urma să înceapă în curând exterminarea în masă a evreilor și la vremea respectivă nu prea știam cum să punem în practică această ucidere în masă. Trebuia să folosim gaz, dar nu știam nici ce gaz și nici cum să procedăm. Acum aveam gazul și stabiliserăm o procedură. Fără milă, se arată mulțumit că nu va fi nevoit să pună în practică exterminările prin împușcare și că va fi scutit de aceste băi de sânge. Hess relatează în continuare cu aceeași monstruoasă răceală. În primăvara anului 1942 au sosit din Silezia Superioară primele transporturi de evrei pentru a fi exterminați. Au fost duși de pe peron în Căsuță, bunkerul 1, unde s-a ridicat mai târziu Auschwitz 2. La sosirea la Căsuță, li s-a spus să se dezbrace. La început au intrat liniștiți în încăperile de unde li s-a spus că vor fi dezinfectați, dar unii dintre ei erau speriați și vorbeau de moarte prin sufocare și de anihilare. S-a stârnit curând un fel de panică. Imediat, toți evreii rămași încă afară au fost împiși cu forța în camere, iar ușile au fost încuiate. La transporturile următoare au fost aleși de la început indivizii care păreau să fie dispuși să facă probleme și puși sub supraveghere atentă. La primul semn de neliniște, răzvrătiții erau duși pe neobservate în spatele clădirii și împușcați cu un pistol cu calibru mic, ca să nu fie auzită împușcătura de către ceilalți. Naziștii s-au folosit pentru a-i potoli pe cei care erau îngrijorați sau care bănuiau ce îi aștepta de așa numitele Sonderkommando, unități speciale formate din deținuți evrei ce aveau sarcina de a pregăti asasinarea deportaților, jefuirea lor și, ulterior, incinerarea cadavrelor în crematorii. Membrii Sonderkommando erau lichidați de SS și înlocuiți cu regularitate cu noi deținuți. Tată a 5 copii care îl așteptau acasă, în casa despărțită doar printr-o alee de camerele de gazare, pe Hess nu îl încerca vreun sentiment uman, nici măcar atunci când în camerele morții sunt împinse mame și copii. Multe dintre femei își ascundeau bebelușii în mormanele de haine. Membrii Sonderkommando aveau mare grijă să verifice și o linișteau pe femeie până se hotăra să ia copilul cu ea. Femeile se temeau că dezinfectantul ar putea fi toxic pentru copiii mai mici, de aceea încercau să-i ascundă. Copiii mici plângeau de obicei, speriați că sunt puși să se dezbrace în felul acesta neobișnuit. Dar când îi linișteau mamele lor sau cei din Sonderkommando, se calmau și intrau în camerele de gazare jucându-se sau glumind unii cu alții și ducându-și în mână jucăriile. Comandantul lagărului de la Auschwitz relatează în autobiografia sa și următoarea scenă. S-a întâmplat odată ca doi copii mici să fie atât de absorbiți de joc, încât nu voiau cu niciun chip să o lase pe mama lor să îi ia de acolo. Nici măcar evreilor din Sonderkommando nu le venea să ia în brațe copiii. N-am să uit niciodată privirea rugătoare din ochii mamei, care își dăduse fără îndoială seama ce îi aștepta. Ceilalți erau deja în camerele de gazare și deveneau neliniștiți, așa că trebuia să fac ceva. Cu toții se uitau la mine. Am făcut un semn din cap tânărului subofițer de serviciu, iar acesta a luat în brațe copiii care se zbăteau și țipau și i-a dus în camera de gazare însoțit de mama care plângea. Pentru Hess, astfel de scene erau doar parte din job. Trebuia să asist la toate. Trebuia să urmăresc oră după oră, ziua și noaptea, înlăturarea și incinerarea cadavrelor, extragerea dinților, tăierea părului, întreaga procedură macabră și interminabilă. Trebuia să rămân ore întregi în duhoarea cumplită ce se revărsa când se deschideau gropile comune ca să fie scoase și incinerate cadavrele. Trebuia să mă uit prin vizor în camerele de gazare și să urmăresc procesul morții în sine la cererea doctorilor. Hess povestește cum Reichsführerul SS trimitea la Auschwitz diversi șefi de partid și ofițeri SS ca să vadă cu ochii lor acțiunea de exterminare a evreilor. Erau cu toții adânc impresionați de ce vedeau. Unii, care până atunci susținuseră nemijlocit necesitatea exterminării, rămâneau muți când vedeau cu ochii lor soluția finală la problema evrească. Am fost întrebat de mai multe ori cum rezistam eu și colegii mei să asistăm la aceste operațiuni. Cum de suportăm? Răspunsul meu era invariabil că hotărârea de oțel cu care trebuie executate ordinele lui Hitler nu se poate obține decât prin înăbușirea tuturor sentimentelor omenești. Fiecare în parte dintre acești domni declara că se bucură că nu i s-a încredințat lui această sarcină. Hess considera că trebuie să își îndeplinească sarcinile fără milă, cu sânge rece. Orice compromis, până și cel mai mărunt, ar fi plătit scump mai târziu. Confruntat cu această hotărâre de nestrămutat, mă vedeam silit să-mi ascund cât de bine puteam orice sentimente omenești. De fapt, trebuie să mărturisesc sincer că aproape că ajungeam să consider că îl trădesc pe Führer dacă nu trăiesc asemenea sentimente.
crematoriile de la Auschwitz. Höss relatează cum, în timpul verii anului 1942, cadavrele erau încă așezate în gropile comune. Spre sfârșitul verii însă, am început să le incinerăm, la început pe roguri de lemn, pe care încăpeau în jur de 2000 de cadavre, iar mai târziu în gropi, împreună cu cadavrele dezgropate. În primele zile se vărsau reziduuri petroliere peste cadavre, dar mai târziu s-a folosit metanol. Cadavrele erau arse în gropi, zi și noapte, în continuu. La ordinul Reichsführerului SS, care făcuse cu scurt timp înainte o vizită la Auschwitz, toate cadavrele din gropile comune au fost dezgropate și incinerate. În plus, cenușa trebuia împrăștiată în așa fel încât numărul exact de cadavre incinerate să nu poată fi estimat niciodată. Höss relatează în cuvinte reci și foarte tehnic cum au fost construite crematoriile și ce capacitate aveau. A devenit clar după primele incinerări în aer liber că nu se va putea continua așa pe termen lung. Pe vremea rea sau când bătea un vânt puternic, duhoarea cadavrelor arse era împrăștiată pe o distanță de mai mulți kilometri și toată populația din prejur a început să vorbească despre arderea evreilor, în pofida contrapropagandei oficiale. Au fost construite rapid două mari crematorii, iar în 1943 două instalații mai mici. Era în plan încă una, cu mult mai mare decât celelalte, dar nu a fost terminată niciodată, deoarece în toamna anului 1944, Reichsführerul SS a pus brusc capăt exterminării evreilor. Cele două mari crematorii, 1 și 2, au fost ridicate în iarna 42-43 și inaugurate în primăvara anului 1943. Existau 5 cuptoare cu 3 retorte care puteau incinera aproximativ 2000 de cadavre în mai puțin de 24 de ore. Crematoriile 1 și 2 aveau în subteran camere pentru dezbrăcare și gazare, în care aerul putea fi complet schimbat. Cadavrele erau urcate în cuptoarele de la etaj cu liftul. Cele două crematorii, mai mici, 3 și 4, puteau incinera 1500 de cadavre în 24 de ore. Cadavrele gazate erau de obicei arse în gropi săpate în spatele crematoriului 4. Cel mai mare număr de oameni gazați și incinerați în 24 de ore a fost de peste 9000. Numărul evreilor exterminați la Auschwitz a fost aproximat de Höss la 2,5 milioane, dar numărul exact nu poate fi calculat, pentru că, scrie el, după fiecare acțiune însemnată de la Auschwitz, trebuiau arse toate dovezile care puteau permite calcularea numărului de victime. E posibil ca din pricina neglijenței vreunui departament să fi rămas intacte câteva documente izolate, telexuri sau telegrame, dar nu pot oferi suficiente informații pentru un calcul precis. Eu însumi nu am știut niciodată numărul total și nu am nimic care să mă ajute să fac o estimare. Acțiunea Reinhardt. Acțiunea Reinhardt a fost numele de cod dat colectării, sortării și utilizării obiectelor rămase în urma exterminării transporturilor de evrei. Când evreii erau coborâți din tren, la sosire, bagajul rămânea pe peron, până când erau duși toți evreii în clădirile de exterminare sau în lagăr. În primele zile, tot bagajul era adus de un detașament de transport la depozitul de sortare Canada 1, unde era sortat și dezinfectat. Și hainele celor gazați în buncărele 1 și 2 sau crematoriile 1-4 erau aduse tot acolo. Pentru că nu putea face față, în 1942 a început construirea depozitului Canada 2 la capătul vestic al sectorului de construcție 2 de la Birkenau. Höss povestește ce se întâmpla cu bunurile evreilor uciși. Hainele și încălțările erau examinate pentru a identifica eventuale obiecte de valoare ascunse, iar apoi depozitate sau predate lagărului pentru a fi împărțite între deținuți, după nevoi. Obiectele de valoare erau preluate de o secție specială a comandamentului lagărului și sortate de experți. O procedură similară avea loc în cazul banilor. Bijuteriile erau de obicei de mare valoare, mai ales dacă proprietarii evrei proveneau din vest. Pietre prețioase care valorau mii de lire sterline, ceasuri neprețuite de aur și platină încrustate cu diamante, inele, cercei și coliere rare. Au fost găsite bancnote din toate țările în valoare de mii de lire sterline. Când se sfârșea procesul de sortare asociat cu o operațiune pe scară largă, banii și obiectele de valoare erau împachetate în cufere și duse cu camionul la sediul WHWA de la Berlin și apoi la Reichsbank, unde un departament special se ocupa exclusiv de obiectele confiscate de la evrei în timpul acțiunilor de exterminare. Bijuteriile și hârtiile de valoare erau vândute în Elveția și întreaga piață de bijuterii din Elveția era dominată de aceste vânzări. Aurul din dinți era topit și turnat în lingouri de dentiștii din spitalul SS și trimis lunar către departamentul medical.
Se găseau și pietre prețioase de mare valoare ascunse în dinții extrași. Părul femeilor era trimis către o firmă din Bavaria pentru a fi folosit în producția de război. Talentul organizatoric și eficiența dovedită de Rudolf Höss, printre altele, prin revoluționarea metodelor de asasinare în masă ca urmare a introducerii gazului Zyklon B ca mijloc eficient de exterminare, au fost recunoscute inclusiv la nivelul conducerii SS. Astfel, în urma unei inspecții efectuate în guvernământul general, în luna mai 1943, șeful departamentului personal din conducerea superioară SS, SS Gruppenführer Maximilian von Herff, l-a caracterizat în felul următor pe Rudolf Höss. Înfățișare militară bună, sportiv, călăreț, știe să se comporte adecvat în orice situație, calm și simplu, dar totuși precis și obiectiv. Nu scoate în evidență propria persoană, ci lasă realizările sale să vorbească pentru el. Höss este nu numai un bun comandant de lagăr, ci a avut un rol inovator cu noile sale idei și metode de educare în sistemul lagărelor de concentrare. El este un bun organizator și un bun agricultor și un pionier german exemplar pentru spațiul estic. Höss este foarte potrivit pentru a fi utilizat în funcții de conducere în domeniul lagărelor de concentrare. Punctul său forte este practica. Astfel, după 9 ani petrecuți în lagăre de concentrare, dintre care 3 și jumătate la Auschwitz, în noiembrie 1943, Rudolf Höss a fost transferat din postul de comandant al lagărului Auschwitz la Biroul Central pentru Economie și Administrație, WWHA, al SS de la Berlin. Inspectoratul lagărelor de concentrare era subordonat acestui quasi-minister din aprilie 1942 și devenise departamentul D al acestuia. Din 10 noiembrie 1943, Höss a răspuns de secțiunea politică AMTDI din acest departament. El a considerat această numire o recompensă pentru sarcina ce i se dăduse la Auschwitz. În noua sa calitate, Höss călătorește mult și vede și celelalte lagăre. În 1944 era deja prea târziu pentru schimbări drastice. Lagărele deveneau din ce în ce mai aglomerate, cu toate consecințele inerente, notează el și adaugă, deținuții erau siliți să muncească din greu, deși rațiile deveneau din ce în ce mai mici. Deținuții ar fi fost scutiți de multă suferință dacă ar fi fost duși direct în camerele de gazare de la Auschwitz. Mureau curând, fără vreo contribuție semnificativă la cauza războiului și adesea fără să fi muncit aproape nimic. 400.000 de evrei din România urmau să fie deportați în lagărele morții. În cadrul unei noi reorganizări a complexului de lagăre Auschwitz, în primăvara anului 1944, Rudolf Höss avea să fie numit Standortelsteste, comandant de garnizoană la Auschwitz, în această calitate fiind totodată însărcinat cu activitatea de coordonare a așa numitei Ungarn Aktion, respectiv operațiunea de deportare și exterminare a evreilor din Ungaria. După încheierea operațiunii, Rudolf Höss s-a reîntors în biroul său din Berlin, iar în ultimele luni de război a călătorit frecvent la Ravensbrück. Pe de o parte pentru a-și vizita familia refugiată aici, pe de altă parte pentru a supraveghea personal lucrările de construcții ale camerelor de gazare din lagărul de concentrare Ravensbrück. Mai mult, după încheierea lucrărilor, el a coordonat personal asasinarea în masă a deținutelor din lagăr. În anexa 1, la autobiografia sa, în care descrie cu lux de amănunte cum avea loc procesul de exterminare de la Auschwitz, Höss scrie că, din România, se aștepta primirea a 400.000 de evrei, numai că negocierile cu autoritățile române erau dificile. Elementele antisemite doreau ca exterminarea evreilor să aibă loc la ei în țară. Existaseră deja revolte anti-evreiești însemnate și mai mulți evrei au fost răpiți, azvârliți în râpe izolate din Carpați și uciși. O parte a guvernului dorea însă să transporte în Germania evreii de care voiau să scape. În realitate, deși planurile de deportare au fost elaborate încă din luna septembrie 1942, în cele din urmă deportarea nu a mai avut loc, ca urmare a intervențiilor interne și externe pe lângă guvernul antoneștian, respectiv în urma înfrângerilor suferite de Wehrmacht pe diferite teatre de operațiuni militare, îndeosebi în bătălia de la Stalingrad. Executat pe terenul fostului lagăr de concentrare de la Auschwitz. Finalul războiului l-a găsit pe Rudolf Höss în Flensburg, unde se refugiase în primele zile ale lunii mai, iar ulterior a reușit să se ascundă sub numele fals de Franz Lang,
la o fermă de lângă Flensburg. Descoperit și arestat în cele din urmă de autoritățile britanice la 11 martie 1946, el avea să fie interogat și audiat ca martor al apărării în cadrul procesului de la Nürnberg, intentat principalilor criminali de război naziști, fiind ulterior predat autorităților poloneze la 25 mai 1946. Judecat de Tribunalul Național Suprem al Poloniei pentru crime de război și crime împotriva umanității, în cadrul procesului desfășurat la Varșovia, între 11 și 29 martie 1947, a fost condamnat la moarte. Atrocitățile de la Auschwitz au început a fi făcute publice imediat după eliberarea lagărului. Rudolf Höss a fost unul dintre puținii criminali de război naziști care, după încheierea celui de-al doilea război mondial, și-au recunoscut vinovăția. Deși, în autobiografia redactată în cursul detenției în închisorile poloneze, el a încercat în permanență să invoce diverse justificări în apărarea sa, respectiv să se prezinte în majoritatea situațiilor în postura unui executant al dispozițiilor și ordinelor primite, atribuind în mare parte responsabilitatea pentru cele întâmplate forurilor superioare. Judecat și condamnat la moarte pentru faptele sale, Rudolf Höss a fost executat pe 2 aprilie 1947 pe terenul fostului lagăr de concentrare și exterminare Auschwitz. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Am pus un link cu cartea în descriere. Le mulțumim, bineînțeles, și tuturor oamenilor care ne susțin pe Patreon. Dacă dorești să susții și tu canalul Zaiafet, intră pe patreon.com/zaiafet sau accesează linkul din descriere. Ne vedem data viitoare!